Salutare! Avem aici un motocultor. Ați mai văzut voi ceva de genul la mine? Ceva identic aș putea spune, doar că ăsta e altul. Ăsta e un Mad Magrit. El era inițial de 6,5 cai putere. Avea motorul ăla de Lombardini, dacă nu mă înșel. Sper să nu greșesc. Și s-a înlocuit cu unul Zanetti, cumpărat tot de la ei, de la Mad Magrit, Craiova. În fine, ei importă din Italia cu... Fac flanșele astea, v-am explicat eu într-un video trecut, o să vi-l las în descriere. Când am montat un motor de genul ăsta, culmea chiar, tot aici, cred că am filmat. În fine, ăsta e primul făcut, primul motor schimbat, de la Zanetti pe ăsta de Mad Magrit, făcut de mine. Așa că el a trecut vreo 6-7 ani de atunci. A lucrat și de câteva săptămâni a început să fac o problemă. O să-l pornesc să vă și arăt. Scoate fum. Eu zic că simeringul de la supapa de admisie trebuie înlocuit, ceea ce o să și încerc. Vedem ce iese. E oarecum o problemă similară cum era și la rotactul la RO80, doar că la nu l-am mai filmat pentru că între timp și-a revenit problema. Era o problemă la carburator, nu știu ce s-a întâmplat. Pur și simplu și-a dat drumul singur. Ăla scotea fum numai când era șocul tras. Ăsta scoate fum tot timpul. Sau parcă așa știu. Oricum, o singură dată l-am văzut pornit câteva secunde și l-am oprit. Haideți să-l pornim. Haideți să-l pornim și să vedem ce iese. Deci cred că se înțelege care e problema acum. Dă extraordinar de mult fum pe evacuare. El funcționează bine, doar că are problema asta. Compresia are destul de bună, după cum ați văzut, mi-a și scăpat din mână. Așa că eu ce aș vrea să fac? Să desfac capacul ăsta de la culbutori și să pun o altă chestie din asta, o supapă, da, un semering din asta de supapă. Acolo. Hai să desfacem o cheie de 10, cele 4 șuruburi la capac și revenim imediat. Ok, și în momentul ăsta capacul iese cu ușurință. Cam așa arată el. Eu o să dau supapa jos acum. De fapt, o să scot și bujia. Ce vreau să fac? Deci acel simmering e undeva la baza acestei supape. Eu ce o să fac? Aș vrea să desfac bujia, să bag o sfoară în interior și să țin pistonul împins ca să pot apăsa să dau șaiba asta jos și cu arcul de la supapă. Altfel ar trebui să demontez carburator tobă, să dau chiuloasa la o parte, ceea ce nu prea îmi convine. Car și mai mult de muncă. Așa că o să desfac bujia, o să bag acolo o sfoară ceva și o să blochez supapa pe închis ca să pot apăsa arcul să desfac, înțelegeți voi. Hai să încercăm să vedem dacă iese. Cam așa arată bujia. E fleașcă de ulei, ceea ce e și normal, are ceva de puneri. Și așa cum am zis, să bag o sfoară acolo, să blochez cumva supapa asta de admisie. Eu am deja o sfoară care o folosesc la chestii de genul ăsta, la bloca pistoane. O să o bag și revenim. Da, așa cum am zis, am băgat o sfoară, aia era prea mică și nu lovea pistonul. Sfoara acum
pistonul e blocat sus și dacă apăs pe supapă se apasă puțin, iar apoi lovește în sfoară, sfoara lovind în piston și așa mai departe. Bun, de ce am făcut asta? Pentru a nu scăpa supapa în motor. Nu-mi doresc lucrul ăsta și e ușor de desfăcut acum. Practic cu o mână aș putea să dau jos inelul ăsta. Ia uite, aproape am și reușit. Sper să nu-mi sare să-l scot, să-l pierd acum. Fără a mișca distribuție, fără a face nimic. Ceva de genul. Tare mi-e frică să nu fie segmentul de ungere dus. Am văzut eu, mi s-a părut mie cam mult ulei în capul pistonului. Hai să scoatem și simeringul ăsta. Nu pot cu mână. Pun pe trepied și revin. Sau o scot cu mână. Ei bine, astea sunt piesele cu pricina. Cea din stânga, evident, cea nouă. Cea din dreapta, cea uzată. Cred că se vede diferența de gaură. Și pe partea cealaltă se vede că e mult mai uzată cea neagră. Gaura mult mai mare. Ok, o să o punem pe cea nouă. Și vedem ce rezultate avem. Montăm înapoi și vedem. Ok, l-am montat, o să-l pornesc și acum o să-l las un pic să funcționeze la relantii, pentru că sigur va scoate fum. Tot ce are pe evacuare și așa mai departe o să iese bujnea. Așa că să-i dăm și să vedem cum va merge. Da, se pare că n-a fost acolo, tot scoate ulei, așa că mai mult ca sigur segmentul de ungere trebuie schimbat. A fost un eșec momentan, vedem, cumpărăm segment, schimbăm, vedem ce facem, cum facem. Până atunci, rămâneți aproape, nu uitați să vă abonați, vă salut, la revedere!